să economisești timpul petrecut în trafic până ajungi la manicuristă sau să eviți așteptarea îndelungată până când meșterul își va face timp pentru tine, iată câțiva pași care te vor ajuta să ai o manicură perfectă, făcută acasă. Primul pas este curățarea de ojă sau diverse uleiuri de pe unghie. Pentru ca oja să se țină și mai bine, este necesar să pilești un pic unghia pe suprafață, dar ai grijă ca mișcările să fie cât mai ușoare, de parcă ai lustrui-o. Al doilea pas constă în obținerea formei dorite. Pentru aceasta folosește o pilă moale de unghii ca să eviți despicarea sau deteriorarea lor. Un alt truc ar fi să pilești unghia cu o mișcare într-un singur sens. Atunci când aplici oja, fă-o doar după ce ai pus și un strat de bază înainte. Asta va preveni bătarea unghiei. Ai grijă și la oja pe care o alegi. Pensul acesteia ar trebui să fie cât mai lată și plată. Aplică oja mai întâi pe centrul unghiei, apoi pe părțile laterale. Iar pentru un finish strălucitor și pentru rezistența culorii, aplică un top coat. După ce te-ai descurcat cu o mână, urmează provocarea cea mare, să aplici oja la fel de iscusit și pe cea de-a doua mână. Știm cât este de greu acest lucru. Pentru a-l ușura, ține cont de acești pași. Așează-te la o masă, relaxează coatele și sprijină mâinile pe suprafață. Pune-ți sub mâini un prosop rulat pentru confort. Această metodă te va ajuta să-ți menții echilibrul în timp ce pictezi. Secretul cel mare e următorul. Cu cât mai mult repeți, cu atât te vei perfecționa. Iar dacă vrei ca unghiile proaspăt vopsite să se usuce cât mai rapid, șmecheria nu constă doar în aplicarea substanței speciale pentru uscare, ci și în tehnica de aplicare a ojei. Evită să încarci pensula cu prea mult lac și suprapune corect straturile pe unghie.